Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Pe 5 septembrie, clopoțelul a sunat și la Colegiul de Artă George Apostu. Festivitate de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie la Mănăstirea Cașin. Incendiu la 3 autoturisme din Letea Veche. Instituție de învățământ unică în învățământul Băcăuan, Colegiul Național de Artă George Apostu marchează începutul de an școlar, așa cum știe el mai bine, cu o festivitate cu și pentru sufletele învățăceilor, precum și cele ale părinților și bunicilor. Este o mare bucurie să ne adunăm din nou în această frumoasă sala Teatrului de Vară Radu Belican pentru deschiderea tradițională de acum a anului școlar pentru Colegiul Național de Artă George Apostu. Copiii și părinții și bunicii și colegii mei așteaptă cu mare nerăbdare ca acest an școlar să aducă lucruri bune. Sperăm din toată inima să nu mai avem probleme de pandemii, de alte situații din acestea nu prea plăcute și sperăm să avem un an școlar bun, cu succese, cu împliniri, cu realizări, așa cum Colegiul Național de Artă George Apostu a obișnuit băcăuanii. Anul trecut s-a încheiat cu rezultate extraordinare. Avem 13 olimpici naționali, ceea ce ne clasează pe primele locuri. Stimați părinți, doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi, la orice început, noi cei care suntem la o anumită vârstă venim cu un îndemn, cu o povață, cu un sfat. Și nu e rău asta. Emoționați, viitorii tineri artiști însoțiți de toți cei dragi al lor s-au adunat la Teatrul de Vară Radu Belican pentru a se întâlni cu profesorii care îi vor însoți pe frumosul și interesantul drum al cunoașterii. Ești emoționat în prima zi? Da, mi-e frică. De ce? Pentru că nu știu ce se va întâmpla. De ce ai ales acest liceu să vii, acest colegiu? Pentru că desenez de când mă știu, de fii pictam pereți mai, de când eram mică. Apoi am început să desenez, de fiecare dată îmi exprimam emoțiile prin desen și apoi, na, am ajuns aici. Mulțumesc! Păi ești foarte fericit, m-am plictisit prea ca și chiar vreau la școală. Am trecut în clasa 1. Că este un lucru bun. Abia așteptai? Da. De ce? Pentru că învăță mai multe. Că trec în clasa 1. Dar apoi mâna da. Zilele următoare. Da, că învăț mai multe. Mai multe? Abia așteptai? Da. Preotul Ioan Pleșcău a dat binecuvântarea elevilor și dascălilor. Facă-se voia ta! Pâinea ta strâng zilele, dă-ne nouă astăzi. Iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește pe cei răi. Amin. Amin. Vedeți ce frumos a spus acest îngeraș. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cei răi. Noi în Tatăl nostru avem de cel rău. Dar copilul, sub inspirația Duhului Sfânt, a spus, Doamne, izbăvește-ne de cei răi. Rezultatele obținute de elevii de la Colegiul Național de Artă George Apostu la examenele naționale sunt în procent de 100% de promovare la evaluarea națională, 94% la bacalaureat, dar și la numeroase premii la olimpiadele naționale. O promovabilitate la evaluarea națională de 100% și cu note foarte mari, cu note de 10, și de asemenea promovare peste 94% la bacalaureat, ceea ce este iarăși nemaipomenit, iar un lucru care pe mine m-a impresionat și cred că este impresionant, din cei 33 de elevi
ai clasei a 12-a A, clasă de muzică și coreografie, au reușit să promoveze bacalaureatul 32 de elevi și toți au luat examenul la facultate. Deci toți sunt studenți, ceea ce este foarte, foarte frumos. Le transmitem și noi să aibă un an școlar cu mult echilibru, cu sănătate și cu multe reușite. Anul școlar 2022-2023 a debutat la școala Scarlat Longhin din Dofteana cu dezvelirea și sfințirea bustului poetului nepereche Mihai Eminescu. La eveniment au fost prezenți Lucian Bogdănel, prefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, profesor Ancai Garmin, directorul general al ISJ Bacău, aceștia fiind întâmpinați de către primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, dar și echipa din cadrul administrației publice locale. Domnul primar, dar dumneavoastră trebuie să fiți pe... Trageți-mi toți de câte un capă și vreau să desfacă de tot. E loc. Doamna director. De ce trageți? De unde tragem? Nu știu, de unde trage? Nu e timpul așa. Să știți că i-am găsit și retul. Asta s-a terminat. Ați văzut cum a trecut? A tras el. E o vorbă, l-a tras foarte. Preoții conduși de protopopul Ioan Bârgăuanu au oficiat o slujbă religioasă. Domnule președinte, domnule prefect, domnule primar, este o onoare pentru a veni la dumneavoastră. Chiar dacă sunetul poate nu ne ajută, cu siguranță pe online aici suntem bine auziți. Suntem onorați, doamnă inspector general, că suntem aici de față. Iată, Eminescu este aici lângă noi și Ziua Culturii Naționale niciodată nu se deșinite în acest frumos loc binecuvântat, Comuna Dofteana. Cu permisiunea dumneavoastră, având în vedere că este și acest monument și pentru că știm că domnul primar Ioan Bujor este un om de cuvânt și un om credincios, dăm, să spunem, în lucrare această slujbă. Se binecuvintează, se sfințește școala și instituția aceasta cu această aghiazmă sfințită și cu harul preasfântului și bunului și de viață Făcătorului totul. Acum și pururea și vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează suferința ta. Joi, 8 septembrie, la Căminul Cultural vor fi sărbătoriți cei care, în urmă cu 50 de ani, au spus da la ofițerul stării civile. Aceștia vor celebra nunta de aur. Este vorba de 20 de cupluri din comună care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Evenimentul va începe cu o slujbă de mulțumire, oficiată de preotul protopop Ioan Bârgăuanu, împreună cu părintele paroh Dan Miloiu și cu preotul Gheorghe Leuștean. Primăria și Consiliul Local Mănăstirea Cașin organizează acest eveniment important din viața cetățenilor, de la care, bineînțeles că nu pot lipsi mugurașii mănăstireni. Felicitări celor 20 de cupluri și le transmitem și noi sănătate, bucurii din partea tuturor. Zilele acestea, orașul Stațiune Slănic Moldova a fost gazda celui mai important eveniment pe tema recuperării medicale. Este vorba de Congresul Național de Medicină Fizică de Recuperare și Balneologie. La eveniment au fost prezenți fizic specialiști din țară, dar și foarte mulți prin intermediul platformelor online. În deschiderea festivă au rostit alocuțiuni primarul Gheorghe Baciu, care este gazda ediției din acest an, Diana Loreta Păun, consilier prezidențial, Tudorița Lungu, ministru secretar de stat, Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău, Mircea Fechet, deputat în Parlamentul României, președintele PNL Bacău, medic și profesor universitar de prestigiu. Mai multe urmăriți în imagini. Slănic Moldova este una dintre preocupările mele principale. Asta întâmplându-se, bineînțeles, ca urmare a
atâtor discuții pe care le-am avut cu primarul Gheorghe Baciu. Cred că dacă în toate celelalte domenii ale medicinei putem să observăm un progres semnificativ față de anii 90, este ușor îngrijorător. Sau poate putem să folosim și cuvinte mai grave, să aflăm că în legătură cu Slănic Moldova, la peste 30 de ani de la Revoluție, facem eforturi formidabile ca să ajungem acolo unde eram în 1989. Și având în vedere aceste lucruri, mă simt obligat ca în calitate de parlamentar, în calitate de băcăuan până la urmă, pentru că avem norocul de a avea la noi în județ această perlă a Moldovei, cum o numim noi, stațiunea Slănic Moldova, care nu oferă doar confort și liniște, așa cum oferă majoritatea stațiunilor, ci oferă și sănătate, să facem toate eforturile care țin, bineînțeles, de Parlamentul României pentru a pune tratamentul balnear acolo unde îi este locul, respectiv la loc de cinste în medicina românească. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru invitația de a participa la acest eveniment. Sunt convins, uitându-mă și simțindu-mă copleșit totodată de lista participanților la aceste lucrări, sunt convins că rezultatul va fi unul pe măsură, pe care îl așteaptă toată lumea. Vă urez și eu, în numele Parlamentului României, mult succes și să ne revedem la cât mai multe astfel de evenimente. Cum spunea și domnul primar, acest congres de medicină fizică, recuperare și balneologie are o importanță deosebită, deoarece este mai important să prevenim apariția unor boli decât să le tratăm. Prin balneologie se poate face profilaxie. Acest lucru l-am constatat chiar pe propria mea persoană. Toți părem sănătoși, dar suntem insuficient investigați. Când ajungem la un medic, acum vin de la Băile Felix, unde am fost investigat și mi-am dat seama ce bine este o cură balneo pentru sănătatea tuturor. De asemenea, și Universitatea Vasile Alexandri din Bacău pune un accent deosebit pe recuperare. Avem două secții în acest sens, secția de kinetoterapie și terapie ocupațională. Deoarece doar recuperarea medicală nu este suficientă, mai trebuie să vină și recuperarea motorie, recuperarea socială, pentru ca individul să fie redat înapoi societății. În acest sens, am depus câteva proiecte pentru a putea identifica anumite probleme de postură a tinerilor, deoarece bolile nu apar la 50 de ani, 60 de ani. Recuperarea nu se face doar la bătrânețe. În zilele noastre văd că începe de la vârste foarte fragede. Chiar la universitate vin foarte mulți pacienți foarte, foarte tineri care au nevoie de acest tratament. Mă bucur nespus să văd o preocupare atât de intensă din partea dumneavoastră față de atât de importanta și indispensabilă ramură a medicinei atribuită complexelor procese de recuperare medicală. Și dacă această manifestare deosebită poartă denumirea generică de Congres Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, cred că îi putem atribui cu toții titulatura de maraton științific al recuperării medicale, atât prin multitudinea lucrărilor ce vor fi prezentate, cât mai ales prin numărul extins al zilelor alocate acestui eveniment, ce va parcurge multe sute de kilometri de la Slănic Moldova și până în frumoasa stațiune Techirijorul.
Iar această distanță nu poate fi decât un alt atribut în construcția termenului de maraton, dar și una dintre indicațiile principale în recuperare medicală, și anume mișcarea. Pentru a da continuitate scurtei mele alocuțiuni dedicate acestui eveniment, mă opresc să vă aduc salutul cordial personal, cât și al întregii comunități academice a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, și să le transmit totodată organizatorilor sincere felicitări pentru curajul și dăruirea de a organiza un astfel de maraton științific. Miercuri 7 septembrie, la Filarmonica Mihail Jora din Bacău a avut loc conferința de presă a evenimentului Nabucco 180 de ani de Giuseppe Verdi, eveniment unic în România. Asociația Divaz, în parteneriat cu Conacul Gheorghe Buzdugan, ne invită sâmbătă 10 septembrie de la orele 19 la spectacolul Nabucco pentru a celebra cei 180 de ani de la premiera mondială. Invitat special corul operei de stat din Ruse, Bulgaria, dirijor Mircea Holiartok, având ca soliști artiști români de talie mondială. În ultima întrunire a legislativului local al orașului Dărmănești, consilierul local Debrețin Tiberiu Carol l-a interpelat pe primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, despre stadiul proiectului de reabilitare a Casei de Cultură. Ce a răspuns primarul Toma Constantin, aflăm chiar în minutele următoare. Ce ne puteți spune despre investiția de la clubul Rafinăriei? Da. Domnul consilier Debrețin m-a întrebat despre stadiul proiectului de reabilitare și modernizare a Casei de Cultură. Am scos acest proiect de execuție la licitație. Avem înscris un ofertant. Suntem în procedura de atribuire a contractului. S-a trecut de faza de verificare a evaluării tehnice. Suntem acum la financiar. Estimăm ca în 2 săptămâni, cred eu, maxim să încheiem această procedură de achiziție publică și să semnăm contractul de execuție. Deci, cred că suntem pe drumul cel bun. Ofertantul a dat termen 9 luni de finalizare a lucrărilor. Sperăm să nu se întâmple lucruri neprevăzute și sigur, acest proiect să putem duce la bun sfârșit. Duminică 11 septembrie, în intervalul 10-14, pompierii băcăuani se vor afla atât în centrul Bacăului, cât și în orașele Onești, Moinești și Comănești, unde vor desfășura diverse activități menite să aducă în prim plan specificul armei pompierilor. Prezentarea tehnicii din dotare, demonstrații de descarcerare, prezentarea tehnicilor de prim ajutor, calificați sau trasee aplicative, acestea sunt doar câteva dintre surprizele pregătite. Reamintim faptul că pe parcursul întregii săptămâni, porțile detașamentelor de pompieri din județ sunt deschise pentru toți cei care doresc să afle cât mai multe despre activitățile salvatorilor. Miercuri seară, 7 septembrie, pompierii băgăuani au fost solicitați să intervină în localitatea Letea Veche pentru a lichida un incendiu izbucnit în curtea unui atelier de dezmembrări auto. De urgență, la locul indicat s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurt. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu degajări puternice de fum la nivelul a 3 autoturisme. A fost lichidat în scurt timp, urmând să fie stabilită cauza probabilă. Recent, la Bacău s-a încheiat o nouă expoziție itinerantă de jucării a copiilor din perioada socialistă și nu numai. Pe lângă muzee, echipa Asociației Muzeul Jucăriilor București au fost solicitați să expună în marile centre comerciale, iar succesul este unul evident. Despre traseul acestora, dar și provocările pe care le propune generațiilor tinere, aflăm detalii în minutele următoare de la inginer Cristian Dumitru, președinte al Asociației Muzeul Jucăriilor București. Tocmai ce s-a încheiat o nouă expoziție în Bacău. Unde ați expus și cu ce ați venit? A fost a treia expoziție în Bacău. E o colaborare mai veche de câțiva ani cu doamna Băbușanu de la acest complex muzeal. Am realizat mai întâi expoziția de jucării, iar în perioada, din păcate, a pandemiei, deci nu a fost foarte, foarte vizitată, o expoziție excepțională, care era un unicat în țară. Pentru prima oară am realizat-o la Bacău. Cum v-am zis, regretul a fost că încă n-a fost foarte bine popularizată, dar nu e nicio problemă, vom expune în alte muzee. O expoziție dragă și de suflet, dedicată oracolilor, caietelor de amintiri,
câteva sute de astfel de caietele au fost adunate de mine în ultimii 40 de ani și sunt o poveste în sine, aș putea să vă spun. Expoziția a fost însoțită și de câteva elemente, de un birou de epocă, de un birou al unei eleve care ar fi scris. Am recreat și atmosfera în care copiii de altă dată, bineînțeles cei puțin mai avuți, și expuneau gândurile și trăirile în astfel de caiete de amintiri. Mii de alți poze cu elevi au colecționat, au fost expuse o parte din ele și aici, generații din anii 20-30, și o expoziție dedicată păpușilor în miniatură, expoziție care se va redeschide în curând la un centru comercial din Iași, pentru că sunt foarte multe, vor fi peste 1000 de păpuși, de astfel de păpuși îmbrăcate în costume populare. Ea se va deschide chiar această săptămână și este dedicată zilei ei, care va fi pe 24 vinerea aceasta. Este o zi recunoscută de câțiva ani și internațional. Vor fi multe manifestări la nivelul țării și noi ne bucurăm că la invitația acestui centru comercial vom lansa această expoziție, de fapt o cea mai mare colecție de păpuși în costume populare care se află în țară în acest moment. Cât veți rămâne să expuneți la Iași? Conform, să zic, programului, noi realizăm expoziția, după care se ocupă cei de la centru comercial. Practic vom reveni fix peste o lună să o strângem. Deci chiar și cei din Onești vor putea avea timp de o lună. Onești Bacău, expoziția este gratis, pentru că astfel ne bucurăm. În ultimii ani am început să colaborăm pe lângă muzeele naționale din țară și cu centrele comerciale, pentru că am constatat că lumea nu prea vine la muzeu, sincer. Facem un eveniment. În schimb, merge la mall și atunci, mai, dacă nu vine lumea la cultură, să vină puțină cultură la lume, adică să vină la mall. Și a fost un fenomen, noi chiar l-am studiat, plăcut, l-am început chiar în primele luni de mai ales în pandemie a fost acest curent, lumea nu mai avea unde să se ducă și tot în mall să ducea și am constatat că a avut mare succes. Deci dacă la un muzeu, la o expoziție poți să ai câteva sute de vizitatori într-o lună, păi la mall vă dați seama că poți să ai 1000 într-o zi. Deci nu îi contabilizează nimeni, expozițiile sunt gratis, se bazează pe văzut, plăcut, încercăm să fiecare expoziție a noastră este soțită și de, aici avem 16 tablouri cu costume, cu explicații, deci nu este doar o înșiruire de păpuși, vor fi selectate povești pe țări, povești, povestea reginei Maria, care a avut o, să zic, o pasiune pentru ei în acea vreme și care a impus, o să vedeți, toată protipendada femeilor din, toate femeile din România în anii 30 aveau câte o bluză, deci erau popularizate, câte bluz rumen, nu mă gândeam, pentru că la bluz rumen, de la asta a plecat și nebunia cu ziua ei și este o asociație care a reușit, chiar cred că chiar așa se cheamă, bluz rumen asociație, a reușit să impună această zi internațională a ei. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 8 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Vineri 9 septembrie, în cea mai mare parte cerul va fi noros, maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, sunt posibile totuși averse de ploaie în partea a doua zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.